Ocazia zilelor cetății au avut loc diferite evenimente sportive organizate de către Primăria Zalău, printre care și o gală de box care s-a desfășurat la stadionul municipal din Zalău. La această competiție au participat, la invitația Clubului Sportiv Municipal Zalău, 8 cluburi, 2 din Ungaria, Voința și Universitatea din Cluj, 2 din Baia Mare, Crișul Oradea și Clubul Sportiv Slatina, care s-au luptat în ring pe parcursul a 20 de meciuri foarte intense, sub privirile spectatorilor veniți în număr mare pentru a-și încuraja favoriții. A fost o competiție extrem de disputată, foarte, foarte reușită, au fost în total 20 de meciuri. Acești 20 de sportivi s-au ales din aproximativ 60 de sportivi, care ne-am limitat doar la 20 de meciuri și deci au boxat 40 de sportivi. Boxerii sălăjeni, pregătiți de către antrenorii Ioan Popa și Ioan Dragoș, au avut evoluții foarte bune pe parcursul acestei gale. O comportare foarte bună au avut sportivii clubului nostru și aș vrea să enumăr câțiva din acești sportivi la categoria copii. Chichișan Gabriel a boxat prima dată și, deși un sportiv începător, a demonstrat că are cunoștințe tehnice foarte bune. De asemenea, vedem un viitor frumos în fața lui. Un alt sportiv care a câștigat, de asemenea, și s-a comportat foarte bine, a fost sportivul Varga Mădălin. A câștigat de asemenea Stoica Denis, a câștigat meciul pe care l-a susținut foarte bine, s-a comportat și Merloi Bogdan. O evoluție foarte bună și chiar pot să spun peste așteptări a avut sportivul nostru Covaci Paul. Aici aș vrea să mai spun detaliez puțin. El este tineret, a boxat cu un sportiv din Ungaria care este senior și care boxează de vreo 6-7 ani. El nu boxează decât de un an jumate, aproape 2 ani. Este elev la liceu sportiv clasa 12 și nu ne-am așteptat ca să evolueze atât de bine, în forță, în viteză, tehnic, foarte mult curaj, chiar a fost o surpriză pentru mine cum s-a comportat și m-a bucurat victoria lui. Alți boxieri care au boxat bine au fost Paul Magdaș, a evoluat foarte bine, cu el am speranța ca anul ăsta la campionatul național de cadeți să ia o medalie de aur, deci chiar mă gândesc la lucruri mai mari. Pece Constantin Cristian, pardon, Pece Cristian a boxat de asemenea peste așteptările mele și de obicei îmi place când sportivii mei îmi depășesc așteptările. A fost un turneu bine organizat, cu meciuri echilibrate, dar din păcate și cu un abandon al boxerului Hus Mihai, antrenorul Ioan Popa fiind nevoit să-l retragă de pe ring datorită unei probleme la umăr. Nici fetele nu s-au lăsat mai prejos și au boxat în fața publicului numeros, acestea fiind încurajate de către publicul prezent la stadionul municipal. Per total, sportivii noștri s-au comportat foarte bine, meciurile au fost extrem de disputate, spectatorii au fost mulți în tribune, au avut ce să vadă, condițiile atmosferice ne-au ajutat, n-a plouat, a fost meciul în aer liber, a fost o gală cu adevărat reușită și să sperăm că mai facem și altă astfel de competiții. Acum ne concentrăm asupra celor 4 campionate naționale care ne așteaptă. Este vorba de campionatul național al fetelor, campionatul național al seniorilor, campionatul național al tineretului și ultima parte, în noiembrie, campionatul național al cadeților. Ca întotdeauna, vrem ca și în acest an să îmbogățim averea clubului în ceea ce privește medaliile la campionatele naționale. Ultimul meci de box din cadrul acestei gale a adus în rândul fanilor multă adrenalină, când pe ringul montat în aer liber la stadionul municipal Zalău a urcat Adrian Popuția și Ionel Oșvat, categoria semigrea. Un meci destul de echilibrat, destul de greu pentru mine, care acum am început pregătirea pentru campionatul național, ce o să-l avem în 7 septembrie la Târgu Mureș, dar o victorie la puncte, meritată, în care ne clădim pentru naționale. Un meci solicitant care aduce multe beneficii pentru în pregătire. Pe această cale aș vrea să mulțumesc și
susținătorilor mei, cele mai puternice firme de granit și marmură din Sălaj, pe care sper să nu-i dezamăgesc cu să-mi îndeplinesc obiectivul de la campionat cu o medalie. Gala de box a fost o reușită, mai ales că s-a desfășurat în aer liber la stadionul municipal, iar ringul a fost montat pe pista de atletism pentru a fi cât mai aproape de spectatorii din tribune.